Tad, kas treši, kas rādāmas ar mūviķi strādu, trebas ar konžori, ja tās o mašīna pompuāse, treba kas un konžori, šipov tiem savu rmēzi maģi pārti kāļa pie trotuāru. Mašīna visi un parkāt, jo tāds maģi pārti iesti lok, kad vrei sparkēt, kas un piedīči četetēnilo. Šīņo fi, nu știu, Ați fost azi la Cahul și ați făcut scandal. Eu vă salut în primul rând, da? Și noi că noi, da, posibil scandal a fost, pentru că eu nu înțeleg de ce. De ce nu se... Apropo, eu v-am trimis dumneavoastră de la Cahul înregistrările video. Da, am văzut că vă deranjează acolo la intrare, că nu vă las să intrați la primărie, unde v-ați dus? Deci, evident, cei ce am văzut eu astăzi la Cahul, când am fost din mult la Cahul, cei ce am văzut eu la Cahul m-a șocat. Cetățenii care se adresau la primăria din Cahul se adresau la niște gemulețe, adică oberlicht, cum s-ar spune mai corect în limba română, și care mai nântuți mai ajungeau, care nu mai scăpau și foile pe jos, cei mai scunzi în diop și trebuia să iei în brațe. Dar am văzut și persoane cu picior fracturat, cu niște costelii sau cum se numesc ele, iarăși nu vreau cârjă, da. Da, în cârjă de asta, în cârjă medicală, care eu am rămas șocat și deci adică indignându-mă acolo eu la geam, zic, de ce nu scoateți niște scaune să le legați de zăbrilile astea de fier, că nu vi le fură nimeni? Ai, sunt scaune acolo și arătau scaune, că da, într-adevăr, în fața primăriei sunt scaune sub niște brazi, dar sunt undeva la 200-250 de metri de gemulețele și ele. Eu am rămas șocată. Plus la asta, deci eu am avut nevoie să intru la consultație avocatului public, avocat care ofer consultație gratis. Dar și are oficiu la primărie? Are oficiu la primărie și la etajul 2. Păi atunci, de ce nu ne-a pus și mie o scară și să mă urc și eu la gemuleț și ala micuț cum ala aveau? Deci, ce trebuia eu să fac? Să-i dau un cap la paznic și ala care el categoric nu mă obligă să mă duc să iau procurorul, să nu știu ce să mai vin, cu toate că eram echipată cu mănuș, cu mască. Eu vă nu este rutară Tamara. Dumneavoastră ce vreți? Ieșiți eliberați ăsta și ieșiți acum. Este o instituție publică. Dacă da. Este dispoziția comisiei situație excepțională, când este instituție publică, nu se permite, nu se permite pentru toată lumea. Dar cu mii de oameni, ascultă, dar dumneavoastră sunteți mă ascultați. Ieșiți acolo, faceți interviu. Eu acolo nu am să ies. Vă rog, mă duceți dumneavoastră sus și o să întrebați, pentru că la mine e expiră termenul. Eu am nevoie să mă duc la polițist, la asta, la avocat. Duceți, voi luați advocatul și procurorul și veniți aici. Eu nu pot. De unde să mă duc? Eu vreau să mă duc. Avocatul este aici. Eu am ordin, că sunt dau drum la niciun om. Ia că eu am stau aici. Dar dumneavoastră vă duceți sus la avocat? Eu nu mă permit. Eu vă zic. Eu stau la post. Așa. Sunt de stat. Și eu tot așa am stat, eu tot am stat aici, eu nu ies. Nu aveți voie, doamnă, să stați aici. Eu nu, dar nu am înțeles dumneavoastră ce punct aveți. Ce fac? Mă vedeți că eu sunt cu mască? Foarte bine. Eu nu vă fac dumneavoastră nimic? Nu se poate. Clar? Așa, eu am stau aici, dumneavoastră vă duceți sus în cabinet. Nu aveți voie să stați aici, vă lămuresc cu mine. Am să stau. Eu te aici la lucrat. Eu nu sunt la... Eu ies în toții publici. Eu n-am nici acasă la dumneavoastră. Are 7.000 de oameni, din care 3.000 au trebuit. Spune, stați-mi, vă rog, ce să fac? De ce așa se primește, domnul? Sunt niște restricții. De ce nu de ce nu încălcați? Dar care-i treaba? Oameni buni, de acum s-o dat voie. Nu s-o dat voie. S-o dat voie. Vă rog, iată acolo stați. S-o dat voie. Chemați primarul, chemați pe toți. Eu nu pot să-i chemați, să-i chemați dumneavoastră. Eu de ce nu ies? Eu sunt la post, telefoane n-am. Dumneavoastră, vreți să mă așteptați? Nu vreau să vă arestăm, dar pur și simplu nu se de voie. Dar de ce să mă arestați? Dar cine vă arestează? Dar dumneavoastră mă așteptați mine? Da, mă, eu discut, eu am persoane care mă așteaptă afară, eu discut cu dumneavoastră. Am crezut că vreți să mă așteptați. Dar ce am eu cu dumneavoastră? Eu te am stau aici, mă ta, să vă duceți sus și să vă duc birou și vă duceți să chemați avocatul. Sunați avocatul, să nu ne telefoane, ca toți oameni, pe acolo pe panou. Luați număr de telefon, chemați, doamna avocată să dă jos și vă dă consultație. În încăpere, e strict interzisă. Nu mai intră lucrătorii care-i chemați la lucru, dar și care sunt concediu.
Și ele băi lăsați acasă în aici dacă nu vor spune. Nu au dreptul să intre nici ei. Numai la chemarea șefului de învățământ sau cu pensii, cu toate se lucrează pe la geamă pe acolo. Dau și alocații de moarte și la copii. Nu într-o noi intră nu știu nimeni. Bună ziua! Așa că vă rog, stați acolo pe prag, vine primarul, clarificați cu el. Dacă el vă permite și asupra lui așa, atunci vă nu vede. Eu am ordin niciun persoană să nu intre. El este întâlnirea și primirea cetățenilor în timp de carantină, nu. Scris cereri, vine secretara de sus, vă registrează și vă anunță cât puteți să veniți la el. Așa informația am altele, nu am mai mult să fac. Eu sunt simplu paznic. Acum care eu... M-a spus de făcut ordinea publică. Dumneavoastră, de acolo ați încălcat. M-ați împins și ați intrat în loc. N-am împins, era ușa deschisă. Eu n-am împins, nu m-am împins, văd că n-a... Este la urmă în videocamera aici? Eu m-am dat, este videocamera. Eu eram în partea asta, mai trai tras ușa și a intrat pe lângă femeie. Era doamna Oxana la care mă duc eu la care mă duc eu la consultație. Ieșim pe prag și acolo discutăm toate cu domnule. Eu o să vedeți ca să vă pun pe internet ce ești faci, Matale, pentru că nu e normal. Tuturor, dumneavoastră, e din ce, dar ea de ce intră acum? E lucrătoare, e lucrează, e la patru etaj, buhalter lucrează, fac greafa la grădiniță, la asta, se lucrează, dar se lucrează numai prin internet sau pe mobil și dacă vă ajută să vezi ceva urgent, se dă operatora jos. Vă consult. De intrare nu lăsați, că eu am să... Când nu eu fac contacte cu persoane... Eu am să pun pe internet acest moment, pentru că nici dumneavoastră nu aveți... Văd că vă place, nu aveți ce faci acasă, vă plimbați, stăcați dispoziția la oameni la muncă. Bun, eu să văd eu dacă dumneavoastră mă blamați pe mine, pentru că eu n-am strigat, n-am venit să-ți fac mătale aici, neregulă, eu am venit o problemă. Dar înțelegi că eu am un mod, dar eu nu că nu vreau să dau, așa să eu să pun să pot. Da. Fost nevoită să apelez președintele Consiliului Raional, Cenuș, nu știu cum e numele, ca să văd care e totuși situația, pentru că vă zic, în toate magazinele, în toate farmaciile, peste tot, absolut, acces este, în primărie nu. Cu toate că președintele Consiliului Raional, deci am fost la universitate și acolo se permite, poftim, ai mască, mănuș, ai spălat mâna cu dezinfectant și poftim, te poți urca. Aici nu ni s-a permis, cu toate că eu deci de la avocat trebuia să merg și să prezint, adică aveam o ordonanță cu mine și mai aveam încă un material care el nu mi-era cunoscut, eu trebuia să am nevoie, adică am avut nevoie de o consultație garantată, adică oferită gratis de către stat și nu era prima dată și totuși la instanța mea s-a coborât avocatul. Dar știți ce am făcut? Am mers tocmai la 250 de metri, cam așa, hai să nu zic 250, dar poate 200 de metri, nu bine. Am mers și am scos pe scaun, pe banca cei de sub brazi, am scos ordonanța, vreo două foinile fluturat vântul, vreo una am scăpat-o jos, dar e normal așa, eu m-am dus să la consultații. Pe când avocatul trebuia să aibă în față calculatorul și mai amintea o lege, mă consulta așa cum trebuie. Eu am mers la calcul 50 de lei, drumul plătit 52 de lei, 26 încolo, 26, pentru ca să mă duc să fac regulă să mă indignez. Da, sper că înțelegeți dumneavoastră că nu e situație normală când e stare de urgență sau stare de alertă. Nu avem în tot anul și în tot deceniu o pandemie. Și de asta, sau credeți că sunt exagerate măsurile impuse de primărie și de... Sunt exagerate. De ce eu după ce am vorbit cu președintele Consiliului Raional și cu... Până la urmă, până seara, am luat legătură și cu domnul primar care, dumnealui, a rămas indignat. De ce domnul de la pază nu ne-a permis? Dar cu toate că ei mă știu. Și le-am zis, eu n-am venit acasă să vă cer receta de borș. Eu am venit cu... Primarul e deranjat că nu a făcut o excepție pentru dumneavoastră, dar regula rămânea aceeași. Că paznicul acela nu, cred că din capul lui nu permitea oamenilor să intre. E o regulă pentru toată lumea. Ori te duci la ghișeul de afară, ori nu intri, îți chemi funcționarul afară. Oricum, dumnealui, domn primar, până la urmă mi-a explicat că trebuia să vină acel, adică avocatul,
trebuia să-mi oferi măcar în hol posibilitatea eu să vorbesc cu el. Da. În schimb, la judecătorie am văzut că ați intrat și vânați magistrații. Dar pe ce nu sunteți la muc sau aveți dreptul să veniți la judecătorie? Da. Aveți dreptul? Da, da. De atâta nici n-avem justiție corectă. A, da, și la judecătorie am intrat, da, și acolo frumos, dar am surprins pe domnul Berdile, fost judecător la judecătoria ca hol, și când acolo eu, zdraște și eu cu crucea peste dânsul, neștiind, eu am crezut că el s-a transferat în acest timp, cât eu n-am avut ședință de judecată pe la Cahul, am crezut că el a trecut cu munca pe la judecătorie. Am întrebat eu vreo două, trei grefieri, că nu, el lucrează la curtea de apel în timp de lucru. El da, iată, pe site-ul magistrat îmi descrie că Tudor Berdil e judecător la curtea de apel Cahul. Da, așa, da, eu știu că el e acolo. Și eu l-am mai surprins încă în vară, nu știu, v-am trimis eu dumneavoastră cel video. E, credeți că eu țin minte, că nici eu nu stare proaspăt. Dar el ce căuta la judecătorie dacă e magistrat la curtea de apel? Sau să ei, judecă chiar mai... el? Ei, dar nu se mai judecă. Nu se judecă pentru că era singur, nu a avut avocat, a intrat în toate birourile și eu n-am filmat chiar toate, în câte birouri lor intrat, cât s-o deținut. Și ce credeți că faceți? Trafic? Ce făcea acolo? Trafic de influență? Mai bine niște cauze, cred, că ce să facă și ce putea să facă el, dacă prin toate și funcții. Noi președinte al curții de apel. Și apropo, eu numai pe dânsul l-am mai văzut, încă vă zic, în vară l-am văzut. Acum era încă în haine mai în straie mișto. Dar în vară era în adidas de ăștia, scurți. Adică eu o să vă trimit și acel video, pare mi se este la mine. Da, iată așa, la noi se face justiție la Cahul. Și așa că am ieșit la Cahul, dar puțin am rezolvat, dar am văzut ilegalități. Iată, defect profesional, ca să zic așa. Sunteți activistă și cu ochii în patru. Problema, nu prea aveam memorie. Până la urmă am curățit eu puțin memorie și am reușit și am firmat. Și încă ce m-a... De-a mai timpul să instalați cardul cumpărat de Hyde Park, de-a mai aveți memorie pentru activism. Nici acolo n-am putut să intru la Orange. Acolo scanare obligatorii, vă dați seama. Ce fel de scanare? Vă ia pulsul? Scanarea temperaturii. Minunat! Minunat, nu? E gratis. Nu mai trebuie știi, asta e ilegal, nu vreau. Dar deci, cum să fie ilegal? Domnule, eu am sunat la 37 și ni s-a spus că dacă cetățeanul nu dorește, refuză, nici nu trebuie să insiste. Și până la urmă ne-a oferit un scaun în ușă, o banchetă. Am vorbit la distanță cu operatorul și am rezolvat și acolo. Puțin, puțin doar. Trebuia să intru să ofer buletinul, eu trebuia să plec la judecătorie și n-am mai făcut până la urmă. Da, la primărie, încă vă rog, eu am trimis acolo fotografie, m-a șocat încă un lucru, că cetățenii scriau pe... pe un mălișor de ciment scriau acolo cererile și aveau ei scrie. Chiar m-a șocat de tot. Asta e ceva... Nu ne-a plăcut nici așa atitudine. Până la urmă, eu cred că comisia excepțională la Cahul, ea este obligată să coordoneze, dar Cenușă îmi spune că da, vedeți că noi suntem autonomi, noi facem legea noastră, e legea lor. Mie nu mi-a fost clar, pentru că cetățenii văzut ceea ce am văzut eu astăzi se petrece de câteva zile la rând la Cahul. Adică pretins pentru ce plătesc aici de la Casa Națională și de la Asistența Socială, pentru ce plătesc, pentru ce primesc bani. Ei nu lucrez cu cetățenii. Sau dacă vine un 2-3 cetățeni acolo, persoane după 63, 65, 70, n-am văzut acum, dar când mergeam la Cahul, erau persoane și mai în vârstă. Apropo, astăzi am văzut o doamnă care vroia să oferi actele pentru pensie, dar ca să-ți verifice actele pentru pensie, știu că te așezi în birou, îți verifică, ceva nu mai este, nu este clar, te întreabă, mai prezint, stă așa, scăpau lumea foile pe jos, cum le-a scăpat, le-a furat mie vântul azi și le-a dus sub brază și ei din fața primăriei.
Pare rău. Păi iată așa. O să fie cândva și mai bine. Să dea bojică și așa ceva. Eu o să vă trimit acel video și cu verdilă. În pantaloni scurți. Bine. În pantaloni scurți de vară. Ne-am înțeles. La revedere. Sănătate.